Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rod. Am să vă fac astăzi o nouă etalare pentru acest weekend, cu ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Ce veți avea în casă, în afara casei, surprizele voastre. Și vă invit să vă alegeți așadar una dintre cele trei variante, cu pietrele, piatra verde, piatra albă, piatra albastră, gândindu-vă la acest weekend, la ce vă doriți voi de la acest weekend și să vedem ce energii vor fi, ce prezic cărțile. Ce se poate întâmpla. Prima variantă este piatra verde. Să vedem, cei care v-ați ales prima variantă, piatra verde, ce știți, ce veți ști, ce știți și ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă în acest weekend, ce veți avea în afară casă. Ups, atenție, se grăbesc la voi și bani, și dragoste, fidelitate, un succes în dragoste, dar și poate aflați și vreo veste proastă, va trebui poate să faceți o clarificare, să vă rupeți de trecut. Deci, să vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, în afara casei, surprizele voastre și cine vă iubește. Bani, vă vin niște bani. Veți avea o surpriză plăcută, dar poate și o neplăcere din cauza cuiva. Sau aflați de neplăcerea cuiva, poate și acest lucru. Aici, ca să nu le amestec. Ce știți voi? Că ați primit niște vești. Că poate că ați făcut cunoștințe noi sau poate ați intrat într-un grup, într-o asociație, într-un nou partid, nu știu, v-ați făcut, ați intrat, aveți, sau aveți o prietenie, o prietenă mai tânără, ați primit vești de la o prietenă mai tânără, poate niște mesaje, discuții care le-ați avut cu o persoană mai tânără, o protecție, poate. Știți că aveți o protecție, știți că aveți o persoană care este foarte generoasă. Poate ați primit vești de la o persoană generoasă, o persoană care v-a inclus într-un grup, într-o organizație, într-un partid. Aici o persoană poate din în alta societate, o persoană de afaceri, o persoană care poate vă protejează. Orică aveți o relație cu această persoană, orică ați comunicat, ați primit vești. În orice caz, știți că ați avut în recent niște reușite, vești plăcute. Ce nu știți? Ce nu știți? Nu știți de o noutate, nu știți de nașterea unui copil, nu știți de o femeie mai matură care vă poate face o vizită, poate. Apare o noutate pentru voi, ori o nouă cunoștință, ori o propunere de un loc de muncă. Poate să îngrijiți de o femeie mai matură sau veți primi o invitație undeva, veți avea poate o nouă relație cu cineva, pentru unii dintre voi, cu cineva poate mai tânăr decât voi dacă voi sunteți mai matură, spre exemplu. Sau voi ca mai tineri faceți o relație cu cineva mai matur, cu o femeie mai matură. Posibil și acest lucru. Da? Apare o noutate, apar vești poate și de nașterea unui copil sau că sunteți însărcinată, chiar dacă poate sunteți la o vârstă mai matură, acolo unde e posibil să rămâneți însărcinată, bineînțeles, deci nu toată lumea se poate regăsi. Eu spun toate variantele în care v-ați putea regăsi unii dintre voi, fiecare în parte sau în general, așa, luați în acestea, trebuie să înțelegeți că am văzut că unii le luați prea mult personal aceste etalări generale. Eu spun, s-ar putea să fiți într-o situație de asta sau s-ar putea să fiți în situația asta. Poate nu sunteți în ambele situații, doar în una din ele. Deci încercați să priviți lucrurile, pentru că cărțile mi-arată mai multe fațete ale unei situații. Și pentru unii se poate întâmpla chiar să vă regăsiți în toate situațiile respective. Că se mai întâmplă, să aveți această energie care corespunde perfect cu voi. Dar se poate întâmpla doar în anumite chestii din ele să se întâmplă. Deci vă rog să înțelegeți că divinația nu vă poate spune chiar perfect, perfect totul. Vă dă niște amănunte acolo, niște chestiuni, mai mult sau mai puțin, mai ales când e vorba de etalări generale, care vizează mai multe persoane în același timp, energiilor mai multor persoane care se amestecă în același timp.
Știți, nu știți, ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți totuși că pentru unii puteți avea un succes, o reușită juridică, poate, într-o chestiune legală, motive de bucurie, datorită poate și a unei idei geniale pe care voi aveți, aveți motive de bucurie. Ar trebui să știți că voi sunteți într-o, aveți ceva de sărbătorit poate în acest weekend, o chestiune legală, un succes. Da, poate și datorită pe cont propriu unii pentru voi, deci aveți un succes personal, poate, datorită unei idei geniale ale voastre sau a unui comportament genial al vostru. Sunteți, poate, aveți, sau aflați de succesul unei persoane geniale, unei persoane inteligente, un intelectual, posibil, se fie atras de voi, poate, ar trebui să știți că este un bărbat din înalta societate, poate atras de voi, foarte posibil și acest lucru. Ce veți avea în casă? Dar în casă, totuși, voi să sperați, aveți niște speranțe că ceva se va schimba. Ori că să vină cineva în casă, ori că să schimbați casa, să se schimbe situația aceasta, poate și de izolare care o aveți în casă. Așteptați acest lucru, așteptați, poate unii dintre voi vă doriți să plecați sau așteptați pe cineva de la drum. Sunteți într-o așteptare, într-o neliniște, într-un fel sau altul, și din cauza unor ostilități, a unor rivalități, poate și din cauza unor probleme de sănătate, aroganței cuiva, poate și acest lucru, aveți de a face cu niște ostilități de ale partenerului sau a unei situații cu care vă confruntați în casă. Și voi sunteți în așteptarea, aveți o stare, încercați să vă schimbați poziția. Deci în acest weekend încercați să fiți mai pozitiv, pentru că pare că speranțele voastre pot să vă să se împlinească, chiar dacă nu în acest weekend, ele pe parcurs se vor împlini. În afara casei puteți avea o întâlnire, o dragoste cu cineva, o întâlnire, cu toate că există și o falsitate sau va trebui să fiți mai prudenți, că vă dă târcoale și sunteți ispitiți, poate. Aveți de-a face cu o persoană mai vicleană, poate, aici, care poate mai are o amantă. Poate să fie și acest lucru. Să vă împăcați, în afara casei, unii dintre voi vă puteți împăca cu cineva care are și care a mai avut o amantă, a avut o aventură sau e o persoană care are, e amanta așa a cuiva, vă întâlniți cu cineva, voi ca bărbați, spre exemplu, vă puteți întâlni cu o persoană care are un amant, poate și acest lucru și nu știți de acest lucru sau v-a trădat. Da, există poate o reîmpăcare după o trădare, poate să fie una dintre aceste situații. Mi-apare aici o revedere, o împăcare, o amantă, o iubită, deci veți fi iubită în afara casei, ca persoane, ca femei, cu toate că trebuie să fiți prudenți că aveți de-a face și cu niște energii negative sau afară trebuie să fiți prudenți poate cu socializarea. Energia negativă poate să fie și starea aceasta de situația în care ne confruntăm cu toții și atunci trebuie să fiți prudenți. Dar mi apare că în afara casei puteți primi dragoste, avea relații armonioase. Apare o reuniune, poate vă revedeți cu prietenii, cu un grup de prieteni, apare așadar, voi ca femei aici îmi pare că sunteți iubite, dar fiți prudenți că puteți intra și într-o înșelătorie sau veți fi ispitite într-un șel de un cineva care e fals, viclean, da? Cine vă iubește? Cine vă iubește pe voi aici, orică va deveni dușman, orică fiți atenți că voi trebuie să rămâneți, cum să spun, fidel principiilor și valorilor voastre. Mi-apare aici o situație în care puteți fi iubite, că mi-apare și aici în afara casei și cine vă iubește, poate că este o persoană care vă este fidelă, vă iubește, puteți să vă împăcați cu această persoană, să fiți cu această persoană, dar aveți această viclenie care a apărut și la cine vă iubește, pe lângă voi, că e pe lângă femeia această viclenie, deci cineva care vă dă târcoane, un motan, un pisoi, o persoană falsă, vicleană, o persoană care manipulează, minte, înșală, trădează, poate chiar face vrăși farmece, se ocupă cu așa ceva sau apelează la așa ceva pentru a manipula niște situații. Dar, și mi-apare aici și dușmanul, care este deci este un dușman, nu este persoana iubită, este un cineva pe lângă casă, cineva care vă cunoaște cumva, orică e vecin, orică e cineva care se ocupă de reparații, o persoană mai umilă, o persoană care și aici niște deliranți, bețivi, persoane bârfitoare, persoane care sunt de proastă calitate sau proastă moralitate sau au niște vicii, au niște defecte, nu sunt în regulă, să zic așa, nici ca mentalitate, poate nu sunt întregi nici la minte,
În orice caz, aici mi apar niște situații. Deci voi trebuie să rămâneți fidel principiilor voastre, fidel dragostei voastre sau și posibil că persoana care voi vă gândiți să vă aibă, să vă fie fidelă, doar că are influențele acestea negative în preajma sa. Da? El manipulează ca și pe voi de altfel. Da? Deci foarte posibil să fie o situație de acest fel. Nu vă înșală, dar poate că vă face, aveți discuții, certuri din cauza și e devine dușman și agresiv din cauza influențelor exterioare sau când bea, poate că are viciul băuturii sau alte substanțe care le consumă. Surpriza voastră, atenție, vă puteți îndrăgosti pe neașteptate dintre voi. Aici îmi pare o reuniune, puteți avea un succes, am zis și de aici că ce ar trebui să știți, de un succes care puteți avea poate și la nivel de societate, la nivel de oficial, de juridic, etc. Dar totuși apare și un scandal, atenție să nu iasă și cu un scandal sau să nu iasă și cu pe neașteptate sau pentru un scandal voi veți avea succes reușită pentru niște situații. Aici puteți afla pe neașteptate și de o situație care ia foc. O situație de conflict sau o situație care la propriu ia foc. O pagubă poate apărea, da, un dezastru, un accident, ceva. Fiți prudenți. Puteți afla, nu, poate nu e, vă aparține vouă. Dar și voi pe neașteptate vă puteți îndrăgosti, împăca, revedea, avea o reuniune, o revedere. Cam zis și de aici, de la, în afara casei, că puteți avea o revedere. Cam asta e ce văd la prima variantă. Deci un weekend reușit pentru voi. Așadar, în mare parte, haideți să vedem și la a doua variantă, varianta cu piatra albă, să vedem așadar ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă, ce veți avea în afara casei, cine vă iubește, surpriza voastră, o idee, poate veți avea o idee în acest weekend sau veți avea de-a face cu o persoană inteligentă, cultă, educată, care stă pe gânduri, are o idee. Voi sunteți aici într-o, poate aveți o neplăcere din cauza cuiva. Trebuie să găsiți o soluție. Puteți afla și de o despărțire sau sunteți după o despărțire și aveți așa o veste, o stare proastă. Vă simțiți triști. Știți că aveți de-a face cu, ați avut discuții, gelozie, lacrimi, pierderi, trădare, poate chiar, rivalități, mândrie, orgoliu, vanități, așa, deci niște concurențe din cauza unui bărbat care e și gelos și invidios și a văzut și pagube sau a suferit o pagubă această persoană și din cauza unor rivalități, a unor orgoliului, a mândriei, poate pagube de serviciu sau această persoană v-a adus vouă o pagubă sau sunteți voi acest bărbat care a suferit niște pagube și poate sunteți și superficiale aici. E vorba de și parcă te și tratați cu ați tratat cu superficialitate niște situații. Da, ați fost și foarte orgolioși, mândri, plini de sine, că sunteți deștepți, frumoși, că aveți, că sunteți și acest lucru v-a adus pagube, lacrimi, gelozie, concurență, rivalități, discuții, bârfe, poate chiar acest lucru le știți. Nu știți și de o revedere, dar și de o ceartă. Deci puteți să aveți și o ceartă și o împăcare și o ceartă în același timp în acest weekend sau veți avea o împăcare, dar o ceartă cu o tânără pentru o împăcare cu un copil, poate, sau aflați de o tânără care s-a împăcat cu cineva că s-a și certat în același timp. Apare așa o situație, apar și noutăți, apar și certuri, discuții pe neașteptate sau poate să fie vorba și de un accident, să aflați de vreo un accident, de vreo ia foc ceva, o situație, să suferă cineva o pagubă. Știți, nu știți, ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți aici că trebuie să fiți prudenți într-o afacere nouă, într-un nou serviciu, într-o nouă dragoste, într-o situație. Deci nu vă spune secretele, trebuie să fiți puțin mai prudenți, că puteți avea de-a face cu persoane mai false, mincinoase, care manipulează, persoane care sunt mai interesate de bani. Puteți fi dezamăgiți. Știți, nu știți ce ar trebui să știți? În casă. În casă vă pot veni niște vești. Poate avea de-a face o întâlnire de familie pentru o schimbare. Se pot schimba niște planuri. Va trebui poate să vă mutați, aflați poate vreo veste că trebuie să vă mutați. Pot apărea și vești plăcute și neplăcute. Poate apărea și cineva va de la drum. Ei, pierd vocea.
Știți, nu știți, în casă, în afara casei, în care afara casei vă merge bine. Puteți călători, puteți avea chiar o afacere, primi niște bani, niște câștiguri, avea o reușită în afara casei. O întâlnire cu cineva important, o protecție. Puteți avea, cunoaște pe cineva poate din alta societate, avea o aventură, un nou început, o șansă nouă, de un nou serviciu sau de o relație de mai multă, de protecție, de succes. De noroc pe neașteptate care poate veni în afara casei pentru voi, printr-o aventură poate sau printr-o cineva cu influent. Cine vă iubește pe voi aici poate să fie partenerul vostru de viață, care poate să vă dea niște bani, să aveți niște daruri sau poate să vă fie cineva și de la muncă, cu care aveți o relație de muncă, dar atenție la o dușmană, că atenție la niște bârfe, la niște discuții, că pot apărea și discuții aici, niște invidii, niște gelozii din cauza unei dușmance, a unor bârfe, a unor persoane care se bagă în căsnicia voastră sau în relația voastră de muncă cu persoanele cu care colaborați, pentru că păreți că aveți bani, beneficii, sunteți protejați, să zic așa, din punct de vedere profesional sau material, și atunci strâniți invidii și gelozii. Surpriza voastră e dragoste. Am zis că voi aveți, apare o nouă dragoste, o nouă șansă, o prietenie. Dar pare că voi sunteți triști, aveți o pierdere. Voi tot mai regretați pe cineva din trecut. Dar dacă sunteți atenți în acest weekend, dragostea plutește în aer. Poate apărea o nouă șansă, o prietenie nouă, o vizită, un succes. Da? Dar puteți afla poate și de o tristețe a cuiva sau voi veți avea la un moment dat un motiv de tristețe din cauza unei vești. Cam asta e ce văd și la a doua variantă. Și haideți să vedem și la varianta a treia cu piatra albastră. Să vedem la voi ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Să vedem la voi ce se întâmplă în acest weekend. Ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, ce veți avea în casă. Sunt un pic de supărată. Sunteți cam supărată voi ca femei sau, atenție, să nu primiți vreo veste care să vă supără. Încercați să nu o luați prea tragic. Casa. Un dușman pe lângă casă sau vă vine un dușman în casă. Atenție, că e interesat de bani sau propriul partener vă e dușman. E o persoană așa puțin mai... Mi apare aici o persoană dușmană în intimitatea casei. Deci, ori vă e partener, ori e cineva care e pe lângă casa voastră, v-a intrat în casă. Poate să fie și o persoană cum e cineva care repară la casă ceva sau în casă și nu e prea prietenos. Știți că ați primit niște daruri, că aveți niște prieteni, că aveți o protecție, că aveți o relație poate cu o persoană influentă. Poate și acest lucru care va da niște sfaturi sau ați primit niște sfaturi de la o persoană influentă, de la o persoană prietenă sau aveți niște prieteni buni, influenți, care vă ajută, vă consolează. Ce nu știți? Nu știți că puteți să vă împăcați cu cineva. Fiți fideli. Cu toate că unii dintre voi aici, poate unii dintre voi sunteți fideli unei persoane. Mi pare aici o văduvie. Dar și o revedere și o fidelitate. O reîmpăcare cu cineva, poate vă revedeți cu sufletul pereche, cu cineva care vine dintr-o altă viață. Poate și acest lucru, da? Posibil dintre voi să aveți o relație cu cineva. Știți, nu știți, nu știți că veți avea o revedere cu cineva cu un suflet pereche dintr-o altă viață, cu care ați avut o relație și pe care l-ați pierdut în viața respectivă, ați rămas văduvi, văduve. Posibil și acest lucru. În orice caz, în acest weekend îmi apare succes în dragoste, o revedere, o împăcare, poate cu cineva de care v-ați despărțit. Poate să fie și acest lucru. Ce ar trebui să știți? Ar trebui să știți că voi aveți noroc, veți descoperi niște dușmani, veți descoperi cât de superficial sunt dușmanii, cât de, să zic așa, da? Și, cât de și ce dușmănos sunt pe voi, pentru că sunt superficial și privesc lucrurile cu atâta... N-au mintă, să zic așa, într-un fel sau altul, dar voi aveți noroc, aveți succes. Deci veți avea ocazii, veți avea niște oportunități în acest weekend și veți târni poate și invidii și gelozii, bârfe, discuții. Totuși nu tratați cu superficialitate aceste bârfe și discuții. Voi, în orice caz, sunteți într-un noroc.
Deci veți avea un noroc, trebuie să știți că veți avea noroc. Cu toate aceste rivalități, ostilități, voi veți avea noroc și le veți depăși. În casă. În casă voi trebuie să vă curățați energiile, poate că aveți pe cineva care e fals, poate apărea și o trădare, o minciună, o înșelătorie. Îmi apare că voi sunteți în așteptarea unor vești, poate să plecați la drum, poate chiar faceți niște drumuri în țară, poate vă duceți acasă în țară sau din țară vă întoarceți unde munciți voi în străinătate. Dar atenție și cu energiile acestea, cu această situație în care ne aflăm, pentru că mi apar așa niște influențe negative și energii negative. Orică aveți de face cu persoane false care vă vin în casă, trebuie să fiți prudenți, ori trebuie să fiți voi mai înțelepți. Da? Să nu aveți aventuri. Dacă am zis că trebuie să fiți fideli aici, poate. Deci, dacă sunteți despărțiți de partener, încercați să nu-l trădați în acest weekend, pentru că apar șanse de împăcare. Aveți bârfitori pe lângă voi care vă pot încerca, deci vă urmăresc, poate să vă strice imaginea și voi trebuie să rămâneți fideli. Știți, nu știți ce ar trebui să știți în casă, în afara casei. În afara casei apar niște schimbări, niște drumuri, niște reușite, un succes, niște idei geniale, poate chiar, niște soluții apar pe neașteptate, vești pe neașteptate. Veți fi atrași, poate, și de niște drumuri, de niște călătorii sau vine către voi cineva care e foarte atras de voi în afara casei. Veți avea, poate, niște întâlniri, cunoașteți pe cineva pe neașteptate. Cine vă iubește pe voi aici, mi apare că poate să fie și o femeie mai matură, poate să fie vorba și de familie, prieteni apropiați, aveți o întâlnire, niște întâlniri cu persoanele care vă iubesc, da, revederi cu persoanele care vă iubesc, dar atenție că aveți de-a face și cu niște bârfe, discuții, cu niște persoane care consumă poate și alcool sau alte substanțe și sunt superficiale, că am zis de aici, că aveți aici noroc, niște dușmănii din cauza unor superficialități, poate. Sau puteți să aveți dușmănii, deveniți voi dușmancă cu anumite persoane pentru că priviți cu prea multă superficialitate anumite lucruri. Da? Deci trebuie să fiți mai serioși, să dați dovadă de mai multă seriozitate, să fiți mai constanți, așa cum zic aici în casă, să încercați să fiți mai prudenți, mai înțelepți, da? Să nu fiți falsi, să nu manipulați, să nu fiți superficiali, să nu puneți etichete, să nu vă grăbiți cu criticile, ci să încercați să înțelegeți situațiile sau persoanele mai în profunzime. Să vă informați mai mult asupra unor situații, persoane, să nu le luați așa totul de-a gata sau superficial de la prima vedere, puneți o etichetă și gata, așa face, sau să aveți idei preconcepute, ci încercați, pentru că superficialitatea poate răsturnați crea niște dușmănii. Cu toate că voi aveți mult noroc, surpriza voastră, niște vești care vă vin, niște daruri, dar atenție că aveți și niște hoții. Atenție aici la niște. Poate apărea o schimbare. Deci, o schimbare pe neașteptate, ca surpriză pentru voi. Cam zis de aici, mi-apare călătorul. Deci, pe neașteptate se pot interveni și niște schimbări și poate va trebui să tratați cu voi cu mai multă seriozitate lucrurile, să nu fiți superficial sau naivi. Pentru că puteți avea de-a face cu persoane care sunt mincinoase, înșelătoare sau bârfitoare, care manipulează discuțiile ca să vă producă pagube. Aici nu mi-apare că veți avea pagubă, dar îmi apare că puteți avea niște dușmani. Stârni niște dușmani și din cauza unui succes, a unor reușite, a unor vești importante care vin către voi. Deci veți primi vești importante în acest weekend, veți avea niște reușite, un succes, dar ține și de voi cum vă veți comporta, să nu stârniți invidii, gelozii sau să nu tratați cu superficialitate invidiile și geloziile celorlalți. Da? Pentru că hoții vă dau târcoale, persoanele false, mincinoase și geloase, într-un fel sau altul, vă dau invidioase, vă dau târcoale. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă. Cam astea sunt influențele weekendului. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, cu ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți, fiind mai clare într-un fel sau altul pentru ceea ce se poate întâmpla în acest weekend. În orice caz, trebuie să rețineți că sunt etalări generale și trebuie să luați în aceste informații care vi le dau eu prin intermediul acestor cărți de tarot și a intuiției mele, doar acele lucruri care sunt pe aceeași lungime de undă cu voi, în care voi vă regăsiți. Și care vă ajută pe voi să vă îmbunătățiți viața de zi cu zi și să evitați problemele, să evitați situațiile negative, să le depășiți obstacolele cu care vă confruntați.
să vă dea mai multă încredere, mai multă pozitivitate. Eu sper că v-au plăcut așadar aceste predicții, că v-ați regăsit în ele, că vă veți regăsi pe parcursul weekendului, că vă vor ajuta în a avea un weekend excelent din toate punctele de vedere și vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube, Crista Roth, și dacă încă nu sunteți abonați pe acest canal, eu vă invit să vă abonați pe acest canal, să folosiți și clopoțelul de lângă butonul de abonare pentru a putea primi din notificările din timp pentru noile predicții pe care le fac pe acest canal și vă doresc în continuare o zi plăcută și un weekend excelent din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!